Dragilor, o nouă ediție de Cancan Can exclusiv, iar invitatul meu de astăzi este chiar unul dintre protagoniștii uh, unui nou serial Netflix cu doi actori români. Este vorba despre cel care îl va interpreta pe Vlațepeș. Daniel Nuță este astăzi alături de mine și Ei. mulțumesc că mi-a acceptat invitația. Și eu mersi că m-ai invitat și că ai vrut să vorbim despre un eveniment atât de mare cum e lansarea acestui uh, sezon nou din Rise of Empire Ottomans. Este vorba despre sezonul 2. Sezonul numărul exact, 2, da. da. Sezoanele sunt distincte. Uh, sezonul 1 a fost despre căderea Constantinopolului și sezonul 2, la 9 ani după ce Mehmed a cucerit Constantinopolul, este această bătălie între el și Vlad Dracula, cum îl numesc în serial, Vlad Țepeș pe limba noastră. Da. Ca să subliniem și treaba asta, avem aici o poză cu tine, da. dar este poza dintr-un serial dintr românesc, dintr-un serial, dintr în alt care, serial. care din exact. nou <laughs> îl, îl joc pe Vlad și Ăsta e autentic, e românesc, vorbesc în limba română, la Netflix vorbesc în limba engleză, dar aici ăsta este un produs autentic românesc unde da, sunt din nou Vlațepe și aici poate puțin mai tânăr decât, decât în serialul de la Netflix, pe care sperăm ca la un moment dat să-l să vedem și pe asta undeva, pe TV, pe o platformă de streaming, în cinematografe, dar așteptați că o să vină. La un moment dat îl vom vedea, în mod cert. Aceste două seriale da. în care tu ai același rol, practic, uh -huh. îl joci pe Vlad Țepeș, uh -huh. uh, sunt seriale... De fapt, acesta, românesc, este da. cumva adaptat după serialul Netflix? Nu, 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 nu. nu. Uh, serialul Egregora, uh -huh. serialul românesc, e o poveste mult mai fantasy și mult mai uh, mitică și mult mai uh, bazată pe spiritualitate decât uh, serialul de la Netflix. Aici uh, vorbim foarte mult despre reflexia umană și uh, cum ajungi să, să, să ți găsești o, identitatea ta, identitatea ta ca om, identitatea ta ca nație și să, să regăsim de fapt cine suntem noi. Și bă, e un parcurs prin toată istoria României plecând de la daci până în contemporan cu personaje cheie din, din istoria noastră care au încercat să găsească secretul secretul propriei identități și propriei ființe care au reușit sau nu. Asta vom vedea cine a reușit cine nu dar e, e mult mai misterioasă e mult mai Așa cum suntem și noi, de fapt, cu toate poveștile și toate legendele românești care sunt destul de spirituale și destul de adânc înrădăcinate în, în cine suntem noi. Serialul de la Netflix, în schimb, e mult mai concret și mult mai bazat pe evenimente, pe evenimente clare din istoria noastră și din istoria celor doi mari conducători. Unul care într-adevăr era mare pentru că avea și o armată mare în spate, 100.000 de oameni când a intrat în, în Valahia și altul care era mare la spirit, care avea vreo 10.000 de soldați și care s-a chinuit să țină pasul cu o armată de 10 ori mai mare. Așa că a trebuit să se descurce. Altul era mai mare la tehnică, la... Că așa a fost întotdeauna și așa. Am fost noi, românii, totdeauna. Ne batem cu puteri mai mari, dar încercăm să ne adaptăm, să facem câte o chestie. Altfel nu reușim, nu supraviețuim, de fapt. Altă cale ne avea. Deci, da. E bazat mult mai, mult mai concret pe ce s-a întâmplat în perioada aia și mai exact în 1461-1462, în ultimul an de domnie a lui Vlațepeș. Din a doua domnie cea mai importantă. Ok. Să luăm un pic începutul și să vorbim da. un pic despre serialul Netflix. Așa. Cum ai primit tu propunerea asta? Cum a fost pentru tine? A, a fost foarte simplu. Uh, inițial uh, au vrut producătorii, au vrut să, să iau un actor turc. Uh, au fost niște uh, insistențe să, să se ia actor român, probabil de la Netflix, așa că au decis să facă, să facă un casting în România. Din ce am auzit eu, inițial trebuia să se filmeze în România. S-au întâmplat niște lucruri, nu s-a mai filmat în România, pentru că aveau nevoie de anumite uh, landscape pe care le găsim doar la noi. Le-au găsit și în Turcia, fără nicio problemă, asta e, nu s-a filmat în România, de Rău pentru noi, ca, ca români, și așa mai departe. Uh, și s-a dat casting în România pentru rolul lui uh, Vlad Dracula. Așa că directoarea de casting, Domnica Crciumaru, m-a sunat să dau o probă pentru că știa deja că eu îl făceam pe Vlație și okay. în, în Egregora. A zis, hai să dai și tu un casting. M-am dus la casting, am învățat textul de parcă. Nimic nu s-ar fi întâmplat, și eu o luam de la capăt, și din nou dădeam o probă pentru un rol care îmi plăcea foarte tare și pe care mi-l doream foarte tare, bineînțeles. Și de data asta era pentru Netflix, era o poveste era, wow. fascinantă. În momentul ăla în, în care am dat proba, Domnica, directora de casting, mi-a trimis și trailerul de la sezonul 1, care era deja da, pe Netflix. Da, da. Și când am văzut trailerul de la sezonul 1, am zis, pf, wow, da. wow, în ce am ocazia s-ar putea să mă bag. Așa că am făcut tot posibilul să, să dau o probă bună sau abar n-am. Am dat o probă. Bună dacă ai primit rolul. Da, aparent da. În momentul ăla nu mă gândeam la asta, mă gândeam doar eu trebuie să iau castingul ăsta. Și m-am dus acolo cu încredere să-l iau și aparent după o lună, cred, cam așa. A trecut prin tot stafful, producție și așa mai departe. Am mai avut un interviu la un moment dat cu regizorul când încă nu, s-a decis cine, cine ia rolul. Am avut interviu cu el și la vreo două săptămâni, cred, m-a sunat Domnica. Mulțumesc, Domnica! M-a sunat și mi-a zis Ai luat! Nu vrei să știi cum am început să urlu prin casă și cum am țipat de fericire. Da, a fost, a fost o zi. A fost o zi mare și a fost o zi bună în momentul în care m-a sunat și mi-a zis, ai luat. Eu așteptam, bineînțeles, că orice alt actor, în momentul în care Domnica Cărciumară e una dintre cele mai mari directore de casting din România. Și când te sună ea, au încă o probă, ceva, mă sună Domnica și când a sunat și am văzut numele, ei am zis, "Wow, ori îmi spune că n-am luat, dar măcar mă sună și îmi spune că n-am da, luat." Da. Ori îmi spune că am luat. Și așteptam am, am deschis telefonul puțin în și mă așteptam să zic că îmi pare rău, mm -hmm. n-a fost de data asta. "Alo, da?" Și când mi-a zis că uh, trebuie să spun că ai luat. Dai, sări prin casă, nu știu ce, mă pregăteam. Eram era chiar septembrie da? și în octombrie deja trebuia să fiu la Istanbul. Adică am mai avut o lună așa. Uh -huh. pregătirea acasă, după care am ajuns la Istanbul și am avut două săptămâni de pregătire înainte de filmare acolo. Și lecturi și cunoașterea regizorului și a echipei și așa mai departe. Cunoașterea calului, a trebuit să fac <laughs> întâlnire cu calul. Au fost mulți actori români care au dat probă pentru același rol? Sincer, nu știu. Nu, nu știu, știu câți actori, cât de mulți actori a chemat Domnica. Am fost câțiva, îți dai seama, uh -huh. pentru că întotdeauna trebuie să ai mult mai multe propuneri ca director de casting, trebuie să dai 5, 10, 15 propuneri, cel puțin. Da. Uh, da. Mă El... bucur pentru ei că au dat proba asta, dar mai mult mă bucur pentru, pentru mine tine, că am da. luat da. Exact. Da. Uh, Serialul, de fapt, sezonul, sezonul 2, deja s-a da. filmat. Da. Au fost trei luni, îmi spuneai, mm -hmm. de filmări, și vreau să știu cum au fost astea trei luni. Voi ați stat în uh, Turcia, am tu și cu celălalt, am cu celălalt cu Radu actor român. Da, da. Radu ați stat acolo cu... astea trei luni? Mm -hmm. Am stat, uh, în principiu, aproape trei luni, da. Am ajuns la începutul lui octombrie și am plecat chiar pe vremea asta, cred că, da, pe 22-23 decembrie m-am întors înapoi în țară. Deci, undeva la trei luni, fără câteva zile. Și am, stat acolo. am venit de două ori în România. La un moment dat, am plecat, am fugit câte trei zile cu două zile și am filmat la Adela. Da, că s-a terminat și ultimul sezon din Adela. În seara asta se da, termină. Exact, e în seara asta episod se termină. Da, din, ultimul din episod. Adela, așa că... Da. Nu știu când uh, o să iasă interviul nostru, dar Până probabil atunci, oamenii da. deja vor fi văzut da, exact. ultimul episod exact. și exact. au văzut ce pățește Lucian. Nu că e. nu pățește nimic. <laughs> exact. O să ajungem și acolo, dar... Da. Uh, uh, Vreau să te întreb cum e pentru tine treaba asta. Uite, ținând cont de faptul că tu ești cunoscut din Sacrificiu, din da. Adela, ești obișnuit poate cu altfel de roluri, iar ceea ce faci tu la Netflix în serialul da. ăsta e cumva, nu știu, un serial istoric. Okay. Deci un pic mai diferit față de, zic eu, ceea ce erai tu obișnuit, exact. Uh -huh, uh -huh. Bine, tu ai mai jucat și foarte multe piese de teatru, dar totuși cred că este ceva diferit. Cum e pentru tine? Te-ai adaptat sau ți a fost greu? Aveam experiența egregora din, da. uh, de când am început filmările din 2018. Plus de asta, uh, de mic, săream prin casă și voiam să fiu Bruce Lee sau Jackie Chan și făceam scheme și nu știu ce. Uh, nu m-am gândit niciodată că lucrurile vor ajunge într-un fel... Uh, Se va adeveri ceea ce să, dorit. să, să, să fac eu, să fiu uh -huh. eu prin plan și să omor eu și să doar în fața camerei, da? doar, nu, altfel nu omorăm, suntem cu minți. Dar aveam deja o experiență, adică stăteam foarte bine pe cal, deja multe antrenamente cu săbii pentru, pentru egregora lupte scenice și așa mai departe. Toate astea nu mi erau neapărat necunoscute, dar, dar, pentru că întotdeauna există un dar, când am ajuns în Turcia, mi-au zis, ok, vezi că Vlad, nu se luptă cu o sabie europeană, se luptă cu o sabie uh, otomană. Sabia otomană e uh, puțin îndoită, e puțin uh, pe rotunzi, care e mult mai ușoară decât un paloș normal, o sabie normală, dreaptă, așa cum foloseau uh, românii, moldovenii și așa mai departe, și tot, toată Europa, de fapt. Așa că am avut niște seri lungi în care, în parcarea subterană a hotelului, stăteam și exersam cu sabia lor. Aveam, cerut cerusem de la cascadorii care mă antrenau, am cerut două săbii la hotel de aluminiu, ușoare, și seara, după ce învățam textul sau ieșeam prin oraș cu Radu, pentru că na, stăteam foarte mult împreună și mergeam la masă, mergeam, vedeam Istanbulul, l-am văzut pe tot de la un cap la altul. Dovadă că de Revelion mă întorc acolo, dar uh, pentru fan, de plăcere. Eh, Bineînțeles, da, 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 de data asta doar de plăcere. Așa că serile stăteam în parcarea hotelului și exersam cu sabia, pentru că și mișcările sunt diferite, adică uh, cu o sabie dreaptă toate mișcările, în principiu, sunt toate acțiunile sunt pe drept. Cu sabia lor, cu sabia otomană, totul e mult mai pe, pe X și pe rotundă, pentru că e și mult mai ușoară. Și a trebuit să mă adaptez și să lucrez foarte mult la chestia asta, să pară că Vlad era experimentat cu sabia asta și el, într-adevăr, lupta cu sabia asta. Și se pare că nu e pentru prima oară când țin o sabie otomană în mână. Uh, mai ales că i au ales să pună treaba asta și să dea o sabie otomană pentru că el a crescut la curtea uh, otomană, la Edirne, înainte ca ei să cucerească Constantinopolul, capitala Imperiului Otoman era la Edirne și Vlad, împreună cu fratele lui mai mic, cu radu cel frumos, au crescut acolo. Au fost lăsați, lăsați de tatăl lor acolo ca să fie un garant. În cazul în care cineva nu plătește tributul către sultan, imediat uh, copiii erau acolo și erau. Vlad Dracu, tatăl lor, era cumva nevoit să plătească, să plătească tributul pentru că și avea cei doi copii pe mâna sultanului. Și ei, într-adevăr, au fost tratați foarte bine, au fost școliți, au fost învățați să lupte, dar au fost învățați să lupte cu săbile lor. Așa că regizorul împreună cu scenaristul au ales ca și Vlad să se lupte cu sabia asta. Și pentru mine era prima oară când, când țineam o sabie de genul în mână. Așa că a trebuit să exersez super mult și să lucrez super mult cu cascadorii și să pară că, într-adevăr, știu stilul lor de luptă. Te-ai rănit sau cineva Oho. de la filmări a fost rănit de acolo? Oh, câte săbii peste degete nu ne-am dat. Oh. Multe. Dar nu mai contează, am degetele întregi acum, s-au terminat filmările, au trecut rănile. It's fine. Dar da, ne-am dat multe săbii peste degete. Mai ales că am avut vreo două sau trei lupte directe cu Mehmed. Așa că am stat super mult timp cu el în sala de antrenament să construim luptele astea, pentru că nimic nu e ne batem acolo. Nu. Sunt ore întregi în care stăm în sala de antrenament și construim coregrafia de luptă. Care trebuie să fie o coregrafie altfel, la filmare îți dai cu sabia în cap și risc să nu mai filmezi să se termine filmarea înainte de termen. Așa că sunt ore întregi în care stăteam și ne pregăteam, ne mai loveam, ne mai accidentam, ne luam în brațe după aia, ne pupam, ok, it's fine, mergem să bem un ceai torcesc și mâncăm un kebab și de ațietă. Adică tot a fost bine. Filmările de la filmările serialului s-au terminat. Uh -huh. Și dacă nu mă înșel, el va apărea pe Netflix pe 29 Pe 29 decembrie, da. Uh -huh. Și Acest... o să apară toate, toate episoadele odată, așa cum face netflix Câte episoade sunt? Șase sunt. Șase episoade. Da. Bun. Să sperăm că lumea va fi încântată de ceea ce ai făcut tu acolo. Asta și eu. Și îmi doresc să, să, creăm, să creăm un val de, de spectatori către serialul ăsta, mai ales că, vis-a-vis -vis de orice alt serial de pe Netflix, e prima oară când, într-un serial la nivelul ăsta, pe o platformă de streaming atât de mare... E o poveste despre România și o poveste despre un personaj român, un, un domnitor român pe care toată lumea îl știe și nu numai românii, dar de asta au, au și folosit probabil uh, acțiunea de aici, pentru că toată lumea îl știe pe Vlad Dracula. Bine, din poveștile lui Bram Stoker, ok, cu vampirul și așa, dar aici vedem un alt fel de Vlad Dracula, un domnitor care într-adevăr a vrut să-i salveze sărișoara lui Micuță, dar pe care o iubea foarte tare și care a încercat să, să schimbe niște lucruri. Că a reușit, că n-a reușit, o să vedem în serial. <gătări> Crezi că oamenii mai sunt interesați să cunoască, nu știu, câte puțin din istoria României, poate? Bineînțeles. Bineînțeles. Dacă le spui povestea în așa fel încât să, să fie interesantă și să le placă, bineînțeles că sunt interesați. Dacă spui o poveste boring, care durează 15 ani și livrezi informații super multă, dar nu le dai activ informația asta, nu o să se uite nimeni. Avantajul acestui proiect e că scenariul și modul în care sunt, sunt filmate sunt atât de bune, încât e o plăcere să te uiți. Nu simți că au trecut cele șase episoade. Eu, la primul sezon, nu știu când m-am apucat și când am terminat sezonul. Pentru că te atrage, e foarte bine făcut, oamenii ăștia lucrează impecabil, poate una dintre cele mai faine uh, experiențe pe care le-am avut ca actor până acum și uh, e foarte bine ce se întâmplă acolo și e pe, uh, pe, pe placul publicului. E, e făcut pentru public, e făcut pentru și pentru cineva care știe istorie și vrea să afle o altă perspectivă, dar și pentru cineva care nu cunoaște deloc și poate să învețe. Pentru că ele sunt structurate, e o docudramă, adică nu e un serial, serial, așa cum I don't know, sunt atâtea alte seriale pe Netflix. E o docudramă cu 90%, undeva 80-90% ficțiune și sunt și istoricii care uh, povestesc niște lucruri. Vorbesc, da, uite Vlad a făcut așa, 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 așa. Sau uh, Mehmed a făcut așa, 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 așa. Și ești un narator care mai spune niște chestii, dar, în principiu, 90%, 80-90% e ficțiune. Adică, suntem noi care facem acțiune și istoricii mai completează pe aici, pe acolo. Bun, am înțeles. Și să trecem, așa cumva, de la una la alta, că în seara asta se va termina și ultimul sezon din Adela, iar când oamenii exact. vor vedea acest, această ediție de cancan exclusiv, e posibil ca deja să fi văzut ceea să fi ce s-a întâmplat acolo. Așa da. că, spunem. Tu acolo în serial ai avut cumva rolul băiatului rău, exact. care ți s-a și potrivit mănușă, zic eu. Păi da, nu vezi? Și Vlad Dracula, care aparent toată lumea zice, oh, tiranul ăla, exact. nu e un tiran, e un om care a vrut să-i salveze țara și într-adevăr avea o metodă mai dură de a face chestia asta. Așa și Lucian și-a dorit niște lucruri și a avut o metodă mai clară și mult mai pragmatică și mult mai dură de a face treaba asta. E atât de simplu, i-am găsit motivații. Mă sperie puțin că am înțeles toate motivațiile lui, dar da, da, e foarte simplu. El și-a dorit niște lucruri și a călcat pe cadavre ca să își atingă scopul. E... Simplu ca bună ziua. Crezi că ți se potrivesc cumva mai mult uh, rolurile astea de băiat rău, să zic așa? Mai să știi că atunci când mă uit în oglindă n-am neapărat impresia că sunt Romeo, din Romeo și Julieta. Pot să joc și în drăgostiții, pot să joc și băieții buni. Abia aștept să joc și un băiat bun. Uh, dar până acum Tendința a fost să joc personaje negative, negative ceea exact. ce nu mă deranjează neapărat. Îmi okay. plac personajele negative, îmi plac pentru că sunt complexe, sunt uh, cu multă, zicem noi, cu multă carne. Ai de unde să să iei bă, bă, multe, multe intenții, multe acțiuni, poți să, poți să construiești în jurul lor mult mai mult decât un personaj care E bun și bunătatea întotdeauna vine cu suferință, vine cu umilință, vine cu zmerenie. Eh, personajul rău are mult mai multe aturi sau mult mai multe, mult mai mulți ași mânecă. Așa că poți să alegi și de colo și de colo și de colo și de colo și să te joci mult mai mult. Și, într-adevăr, îmi place să-i să fac pentru că mi se pare o provocare de fiecare mhm. dată și, în același timp. Poate e ceva ce eu nu fac în viața mea, nu sunt nici criminal și nici psihopat și așa, sper. Uh, uh, nu, n-am ucis pe nimeni până acum. Uh, dar uh, e o zonă pe care eu nu o exploatez și nu sunt așa în viața mea și e o bucurie să-mi să permit în fața camerei de la acțiune până la stop să fiu așa, să fiu Arogan, să fiu nesimțit, să fiu rău, să vorbesc cu oricine de Parcă eu sunt buricul pământului Adică sunt niște lucruri pe care toată lumea și le-ar dori să le, să le poată face măcar o zi știi? Da. Să fii Dumnezeu da. pentru o zi sau să fii uh, diavolul pentru o zi Ok, Eu am avut șansa în patru sezoane în Adela să fiu diavolul în fiecare zi Diavolul de pe set îmi de, 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 spuneau colegii mei uh, când ajungeam pe set A venit The Prince of Darkness <gri> uh, Și îmi place adică Îmi um, um, place zona asta și îmi plac personajele negative Apropo de uh, personaje negative Am un personaj care m-a fascinat pe mine E uh, jokerul Hit uh, Ledger din The Dark Knight care e fascinant, e de-a dreptul fascinant ce, ce lume interioară au între, uneori personajele negative și oamenii care au ceva de reglat acolo, au o lume interioară bogată, din care poți să iei chestica actor și să faci așa, să mm. faci așa, să faci așa, să faci, faci așa. Și automat, de mine m-a fascinat întotdeauna ce a făcut Hit Ledger acolo în Joker, lucru pentru care a luat și Oscarul. După care a murit de bine ce era și el, de sănătos ce era, dar ce a făcut acolo a fost fascinant și a fost așa un model pentru, pentru personajele mele. Tu ai devenit cumva mai cunoscut sau ai intrat în atenția publicului mai mult după serialul Sacrificiu, apoi uh -huh. a urmat Adela. Da. Dar tu, de fapt, înainte de asta, erai sportiv. Exact. Sportiv de performanță. Exact. Cum adică, de la sportiv, de la a face sport, de la a te dedica uh, unui anumit lucru să treci mm. la actorie. Măi, eram în liceu și pe lângă orele de matematică, că am fost la Mate Info în București, la Colegiul Național Iulia Hațieu, aveam lângă uh, lângă liceu aveam sala de kickbox. Și, neavând neapărat alte activități în momentul ăla, am încercat și fotbal la un moment dat, și handbal, și basket, și noți, M-a atras chestia asta, plus că era foarte aproape de, de, de liceu. Și mergeam și ușor, ușor am început să merg la antrenamente și am început să merg și la concursuri și așa mai departe. Prin clasa 12 încă eram indecis. Oare ce fac cu viața mea? Ce se întâmplă? Care-i drumul meu? Eu îmi doream într-un fel, dar fusese de foarte mult timp când ți-am zis mai devreme că făceam prin casă ca Bruce Lee sau ca Jean-Claude Van Damme. Știi? Nu mi imaginam niciodată și nu vreau să fac genul ăla de filme neapărat, dar why not? Sunt deschis și vreau să fac uh, orice poveste până la urmă. Uh, și în clasa 12-a, profesoara de franceză a făcut un film despre uh, niște tineri de, din, din liceu care pleacă într-o excursie la munte și bă, totul e fan și frumos. Și a încercat să facă un, un lung metraj de vreo oră, o oră și ceva cu acești tineri, cu un tip care cântă la chitară și dezamăgit în dragoste, a, poveste de liceu clasică. Și ne-a întrebat și pe noi dacă vrem să, uh, să fim un film și întrebarea mea a fost dacă merg acolo, pot să mă pup cu fetele? și mi-a zis că da. Și zic, ok, bine, vin și eu la filmare. și de la această întrebare, de dreptul cretină, să o numesc așa, am ajuns Iată, astăzi am făcut filmul ăla, l-am văzut, a fost fan, mi-a plăcut, am făcut și o proiecție în școală. Și, după am zis, ok, bine. Vreau să fac treaba asta, îmi place să filmez. E mișto. Mă pup și cu femei. Mă rog, îmi place să filmez. Ok, și am făcut niște cursuri uh, uh, în în timp ce eram clasa 12 la început. M-am pregătit puțin pentru admitere, am dat am intrat, ai mei, nu e tata, nu era neapărat de acord cu treaba asta, el voia Politehnică, voia să mă duc la Cibernetică, la Politehnică și, așa, și sau Academia de Poliție. Dacă nu intram din prima la un a doua zi îmi luam dosarul și mă duceam la Academia de Poliție. Așa că am tras foarte tare să, am intru, din prima, Academie. să intru la UNATC și să ajung la Academia de Poliție și mai departe traseul e foarte clar. Am făcut facultatea după care am început să joc, am descoperit teatru uh, care îmi place foarte mult și e o altfel de energie și un altfel de schimb și un dialog cu publicul în fiecare seară și pleci după un spectacol bun, pleci și încărcat și pleci plin de energie. Îmi place filmul, vreau să fac film, mă dedic filmului, fac și producție de film în în timpul pe care l am, când nu sunt în fața camerei, încerc să fac proiecte, să fiu în spate și să coordonez lucrurile și să împing niște proiecte. Uh, viața mea se, se desfășoară așa în jurul, în jurul filmului. Predau și la o academie de copii actorie de film. Acolo copii. o să ajungem, o să ajungem și acolo. Uh, deci totul da. e film, 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 exact. film. Dar, în același timp, îmi place îmi place și energia de pe scenă și îmi place să fiu în fața publicului pe scenă, pentru că e, e o altă, e un alt dulăpior din sufletul meu care se umple de fiecare dată cu fiecare spectacol. Apropo de teatru, mai vin oamenii la teatru Bine sau se împuținează? Da. Pe nu, absolut deloc. Umplem sălile peste tot. Asta e o bucurie. E o bucurie da, pentru că din ce în ce mai puțini oameni preferă să, nu știu, să meargă, la, din ce știu eu, preferă să meargă la teatru sau chiar și la film. Oamenii nu prea mai merg la film, ci preferă să se uite de acasă, din fața se televizorului. Se uite de acasă. A fost o perioadă, într-adevăr, a fost o perioadă în care oamenii au descoperit că poți să faci multe lucruri de acasă, de acasă și anume da. perioada de pandemie. Dar după atât a stat în casă și tu cred că poți să confirme asta și eu pot să confirm asta și toată lumea poate să confirme asta, ai nevoie să ieși. Ai o nevoie iunde să mergi oriunde. <laughs> da. Și înainte de pandemie lucrurile erau foarte simple. Oamenii veneau, da. veneau și bă, era o obișnuință să faci o obișnuință, să faci un, o rutină bă, bă, așa cum ai rutina bă, bă, de acasă, așa ai și rutina de afară. Ai nevoie să, bă, să vezi un spectacol, ai nevoie să vezi un film, ai nevoie să ieși într-un bar, să stai cu prieteni. ai nevoie să, ai nevoie să pleci într-o excursie și așa mai departe. Uh, și a fost o pauză în care nu s-a întâmplat nimic. Oamenii au zis, ok, adică și eu am simțit chestia asta. Oh, deci pot să fac lucrurile și de acasă. Într-adevăr, eu ca actor, ce să fac eu de da. acasă? N-am ce să fac de acasă. Dar în mare parte a joburilor, mai ales joburile corporei de birou, oamenii și-au dat seama, ok, e mult mai simplu să stau acasă, work from home și iau aceiași bani și lucrurile funcționează. Dar funcționează o lună, două, trei, cinci. Dar după aceea îți dai seama că, băi, vreau afară, vreau aer, vreau să mă întâlnesc cu oameni, vreau să, să mă duc la un spectacol să râd, vreau să mă duc la un spectacol să, să, să am o reflexie asupra a, a mea și asupra sufletului meu. Am nevoie să merg la un film să râd, apropo de uh, ultimele uh, premiere din România, care mi se par uh, niște, niște pași foarte mari către a aduce publicul din România la cinematograf pentru la un film românesc din cinematograf, pentru că până acum mergeau la toată seria Marvel, Avengers și așa mai departe, toate filmele, toate blockbuster americane, dar foarte puțin intrau în sălile de cinema unde, unde rulau filmele românești. Acum, din fericire, și mă bucur că se întâmplă chestia asta, chiar și cu comedii, și ușor, ușor sper să, sper să educăm publicul din România să meargă și la altfel de filme românești, care sunt foarte valoroase, dar trebuie să aibă curajul și să aibă uh, disponibilitatea să intre în sală la un film art house, de exemplu. Pentru că într-adevăr, în Europa suntem super apreciați ca uh, țară la nivel cinematografic, pentru că niște domni, regizori au făcut treabă extraordinară. Și să aibă publicul curaj să meargă și uh, la filmele de genul ăsta în, în cinematografele din România și da. Nu știu de unde plecasem care a fost întrebarea, dar da, mă bucur că oamenii, a, de la asta. Mă bucur că oamenii vin la teatru și că nu au uitat că energia din sală e incomparabilă cu orice altceva. Energia pe care ți-o dă actorul și alți 300, 400 de oameni de lângă tine care trăiesc același lucru cu tine simultan. Râd, plâng, se simt uh, 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 în reflexie în momentul ăla. Dar se întâmplă ceva, se întâmplă ceva cu ei, se bucură. E o energie comună, o energie care se formează în sală cu 400 de oameni, 500, 600, depinde cât de mare e sala, 100 că sunt și sal micuțe. Dar oamenii au nevoie de dialogul ăsta energetic între actori și, și ei. Uite, apropo de ce îmi spuneai mai devreme, am observat că cel puțin, nu știu, în ultimii doi ani, foarte multe personaje, să le numesc așa, din diferite industrii, cântăreți, uh -huh. antreprenori, da. merg către zona asta de actorie, vor să facă film, uh -huh. se implică și așa mai departe. Și atunci am avut ocazia să merg la multe lansări să filmez, uh -huh. dar am uh -huh. mers și după de curiozitate să văd dacă sălile se, sunt pline cu uh -huh. oameni. Și într-adevăr au fost pline. Dar La unele dintre ele, da. Da, dar da. vreau să te întreb, oamenii merg pentru film sau merg pentru personajele care sunt în film? Nu știu, de exemplu, Maticiuc, Bromania, Antonia. Păi, inițial, ei merg pentru. Necunoscând povestea, văzând doar un trailer, mergi pentru om. Dar ajungi acolo și îți dai seama că când tu n-ai venit neapărat pentru om. Omul a reușit să te aducă acolo. Da. Ceea ce el și-a atins scopul. Te-a adus acolo. Mai departe timp de două ore, tu vezi o poveste, nu l vezi neapărat pe om. Ok, da, L vezi pe bro, îl vezi pe Codin, îl vezi pe Shelly sau așa da, mai departe. Da, da. Uh, dar l vezi pe el într-un personaj. Îl vezi altfel de cum e bro, de cum e Shelly, de cum e Codin. Bun. Dar tu vezi povestea acolo și mai departe când suni prietenul sau prietena sau așa, îi spui băi am fost la filmul ăsta și chiar mi-a plăcut cu bro, da, dar Super tare povestea uh -huh. sau uh, super mișto sau am râs de a muri sau așa. Deci de fapt vorbești despre poveste vorbești despre ce au făcut oamenii acolo. Exact. Și asta mi se pare important. Fie că e o comedie fie că e o dramă fie că bă, e un thriller fie că e un film horror. Mergi acolo și ajungi sau dacă te uiți ok vezi un nou film cu Meryl Streep. Ok. Te interesează pentru că e Meryl Streep dar mai departe tu te duci să vezi povestea cu Meryl Streep. Meryl Streep doar te aduce în sală. Care e, da, e o chestiune de marketing și o promovare, trebuie să recunoaștem. Asta e și în Statele Unite, treaba asta e de 100 de ani. Da? Nu s-a născut ieri. În România s-a născut acum o lună, aparent. <laughs> două, trei. Mă rog. Avem câțiva ani. Dar în Statele Unite funcționează de 100 de ani treaba asta. Luăm nume mari, nume cu premii. Acolo funcționează altfel. Luăm nume care au premii Oscar și care uh -huh. au făcut niște roluri majori. Aici e foarte bine că e așa. Luăm oameni influenți să aducă oamenii, spectatorii, să-i aducă în sală. Ceea ce e foarte bine și așa. Important e să vină oamenii la teatru, să vină oamenii la cinema. Asta pățim și noi, pățim, când spun pățim așa, e ca și cum se întâmplă ceva rău. Asta ni se întâmplă și nouă pentru că am făcut recent un spectacol cu câțiva actori din Adela, cu Mara Oprea, cu Oana Mășneagă și cu Alexandru Dunaev și cu Anca Sigartău, distribuția din Adela, și mergem cu el prin țară. Oamenii vin acolo nu pentru povestea care pe care, pentru că e un text englezesc de care nimeni nu știa, nici eu nu știam, înainte să-l citesc când ne-am apucat de repetiții. Dar oamenii vin acolo pentru noi. Vin pentru uh, uh, Adela, vin pentru Mihai, vin pentru Nuții, vin pentru Lucian. Un, nu știu cum ne cheamă pe noi real. Văd pe afiș. Dacă când vin la poze după spectacol, a, domnul Lucian! <laughs> da, Lucian. Daniel nu ței numele meu. Dar e ok. Și Nici n-am nicio problemă cu chestia asta. Uh, și oamenii vin pentru noi. Pentru personajele astea, dar important e că ajung în sala de teatru. Sunt da. copii care pentru prima oară au ajuns în sala de teatru. Ceea ce mai mult de nici nu ne doream. Să vină copiii care se uită la serial, să vină și să calce pentru prima oară într-un teatru și să zică, wow, ce frumos e la teatru! Am râs, m-am simțit bine două ore, ce frumos a fost. Și să vină și a doua oară, și a treia oară, și nu numai la noi, și la alte spectacole, și așa se formează, de fapt, educația. Așa construiește educația. Nu, ok, punem, învățăm așa, învățăm așa, învățăm așa și trebuie să faceți asta. Asta e dictatorism, să-l numesc. Dar atrăgându-i ușor pe oameni și în sala de cinema și în sala de spectacol, ușor, ușor creezi generații care au fost și care au văzut și care poate nu 100%, dar în proporție de 30%, 40% și 10% dacă din copiii aia care au fost la noi în sală se întorc și la alte spectacole, e un câștig foarte mare. E un câștig pentru noi că ne-am atins scopul și pentru ei că au început să gândească altfel. Ceea ce mai departe nu mai am ce să spun. Asta ne dorim și de asta facem. De asta facem lucrurile. Îmi spuneai mai devreme faptul că tatăl tău nu a fost neapărat prea încântat de treaba asta, de actorie și așa de mai de departe. De așa că vreau să știu cine a fost cel mai mare susținător al tău. Mama! Mama, deși nici ea nu credea neapărat, dar. Zi, Mama, dacă tu crezi că e bine așa, ok. Po asta. Bine, te susținem. Până la urmă, și tata a înțeles. Uh -huh. Și m-a susținut cu tot ce a putut el. Dar trebuie să treacă peste niște orgolii și niște prejudecăți pe care le avea despre meseria asta, el fiind polițist și totul era la linie, uniforma la linie și așa, își dorea probabil să mă vadă și pe mine la fel. Acum când mă vede cu părul lung și cu barbă, zice, dar nu ne mai tundem și noi, nu ne mai aranjăm puțin, <hă> nu. No. Nu, că uite, am nevoie de părul lung că altfel nu mă crede nimeni. Exact. Știi? Uite că ne apropiem de finalul interviului și Așa? se cunosc Doamne, cât trebuie și eu. se cunosc destul de puține lucruri despre, nu știu, viața ta sentimentală, ca să o numesc. Okay. Vreau să știu dacă în relațiile tale au fost persoane de sex feminin care, da. nu știu, au fost cumva geloase sau deranjate de Faptul că tu, în anumite scene din seriale sau din piese de teatru, trebuie cumva să te atingi, să te săruți cu alte femei. Nu, niciodată. Și chiar dacă s-a întâmplat chestia asta, i-am spus foarte clar, e meseria mea, asta trebuie să fac. Așa că îmi pare rău, nu te uita dacă vrei. Adică, e nicio problemă. Nu te uita, închide ochii, dacă vrei să ne uităm la asta, închide ochii pe momentul ăla și după aia continuăm să ne uităm. Dar nu, e meseria noastră, asta se întâmplă, jucăm niște oameni, nu jucăm niște extraterestri care nu se iubesc, nu se pupă, nu dorm împreună și așa. Și trebuie să le facem. Adică, n -am, n -am, eu n-am avut nici cea mai mică problemă niciodată. Și de fiecare dată am vorbit și am zis Bă, vezi că uite Sau mai ziceam, mă duc și am secvența aia Ok, bine, hai, du-te și filmează secvența aia Cum a fost secvența aia? Primeam întrebarea acasă după Dar toată lumea a înțeles Adică cu oricine am fost până acum Toată lumea a înțeles că e meseria mea Și asta e normal să se întâmple Adică asta trebuie să facem suntem niște oameni în fața camerei care trăiesc așa cum trăiesc și oamenii din spatele camerei sau oamenii din viețile lor. Mâncăm ca ei, bem ca ei, dormim și așa mai departe. Suntem oameni. Altfel n-ai crede că doi oameni se iubesc dacă nu se ating, dacă nu se sărută și așa mai departe. Ai avut mentalitatea asta încă de la început? Adică să vezi totul ca pe o meserie și atât? Sau ți s-a întâmplat să te și implici? Poate, un pic mai mult nu, nu, totul a fost Armas în limita în limita meseriei, nu am mers niciodată Mai departe de atât Suntem profesioniști, ne facem treaba Viața personală e viața personală Viața de pe platou e viața de pe platou De fapt, nu viața de pe platou Că și acolo pot fi lucruri personale Dar viața de la acțiune până la stop Acolo e altceva Și acolo suntem profesioniști Și ne facem treaba Mai departe, mulțumesc, ne-am mâna Ne vedem mâine Uite, de deci ce te întreb că Vlad. Bine, na, Vlad German are acum o relație cu Ana, care da. a jucat în același serial. Păi, au, au, au jucat în același serial amândoi, dar ei n-au -au prea avut secvențe. N-au avut, într-adevăr, dar cumva, nu știu, mă gândesc că acolo s-au cunoscut. Acolo s-au cunoscut, da. da. Ei, ei se cunoșteau probabil dinainte, de la o, oprit, se. Da. Așa, dar s-a întâmplat să fie pe platou, să fie sănătoși, mă bucur pentru ei. Ți s-a întâmplat să te îndrăgostești pe platou? Nu prea. Nu prea. Nu, 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 nu. Nu. Dacă stau să mă gândesc acum, am avut uh, și am avut multe secvențe cu uh, fete, cu femei și așa. Nu. Încerc să rămân cât se poate de profesionist și să-mi fac treaba și mai departe. Fiecare e cu treaba lui. Uite, mai am o ultimă întrebare pentru tine și aș vrea să știu care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut tu, poate din dragoste sau și în general, un lucru nebunesc. Mi s-a întâmplat să-mi spună cineva că, nu știu, a pilotat un avion, un elicopter. Habar n-am, habar nu știu. Am făcut tot felul de surprize nebune iubitelor mele și așa. Acum nu-mi dau seama exact ce... Dacă a fost ceva, vreo nebunie, da, multe chestii. Îmi place să fiu spontan uh -huh. de obicei și să, să surprind, și așa, dar nu-mi dau seama acum dacă a fost ceva major, vreo nebunie, vreo chestie. nebunile le fac în fața camerei cu poveștile pe care le am acolo. În restul timpului în viața mea sunt destul de calm și destul de liniștit. Îmi fac treaba și la academie, cu copiii și pe partea de producție. Cât se poate, muncesc mult. N-am timp neapărat să mă gândesc la nebunii Uite, și de Academie. Să trecem un da. pic și pe acolo. Tu ești trainer. Da. La Academia de la Buftea. Academia Studiurilor. Academia de da. Buftea, exact. Cum e pentru tine să fii în rolul, nu știu, profesorului, de, ca să zic așa? Uh, profesor. Mm, e. Yeah. <laughs> muncesc mult cu copiii ăștia. Uh, dar uh, sunt fascinanți e, e o bucurie. E o bucurie să-i vezi uh, atât de mici că vor să facă, și zic ei textul ăla, rău, zic rău textul, dar asta e toată ideea: că au dorință să, să facă lucruri, și când le mai dau tascuri, că acum tu ești uh, regizor, și tu ești scenarist, tu ești scenograf, și uh, tu faci costumele, pentru că noi facem. Avem un modul de teatru și un modul de film. Și la modulul de film, de obicei, ei scriu scenariu cu, ajutorul unui scenarist, după care au un curs de regie, au un curs de imagine, au cursul de producție și ei trebuie să învețe ceea ce fac profesioniștii în meseriile lor, de regizor, de director de imagine, de producător, de scenarist. Și dacă vezi Copiii și fetițele de 10 ani, 11 ani, care vor să fie ele regizoare și producătoare și scenografe, și noi facem acum, eu am pregătit costumele, am luat de la fiecare actor în parte, am luat costumele și am pregătit și am făcut și listă și breakdown. Eu știu ce e la un breakdown și am învățat și cum vin la filmare, super pregătite și eu fac și make-up. Eu știu să fac și make-up la filmare, bun. Da, sunt fascinante. Sunt fascinanți copii. și după am zile în care am trei, trei cursuri pe zi, asta înseamnă 9 ore cu copiii, de dimineață de la 10 până seara la 7. Și plec de acolo stors după 9 ore, că sunt și mulți, sunt și gălăgioși și plec stors de energie, dar în același timp nu simt chestia asta pentru că Atul lor e că oferă foarte mult înapoi, oferă foarte multă energie, foarte multă iubire și nu simți că au trecut 9 ore cu ei și nu simți că Uf, nu vreau să mai fac asta niciodată. Ba da, vreau să fac asta pentru că sunt de-a dreptul fascinant. Sunt niște vampiri de energie. Mm, nu. Dar în același timp oferă și foarte mult înapoi. Foarte multă căldură, dragoste, îmbrățișe, tot timpul. Daniel, poți să te îmbrățișezi, da, normal vino și îmbrățișează-mă normal vino. Da. Și îmi place, îmi place să lucrez cu ei. Plus de asta mă ajută și pe mine foarte mult. De fiecare dată când le explic lor, îmi dau mie un refresh și îmi refac mie traseele ca actor. Așa că e win-win pentru toată lumea. Perfect, eu mă bucur mult că faci ceea ce faci și că mulțumesc. avem ocazia să avem printre noi oameni cu adevărat dedicați în da. ceea ce fac ei. Asta au fost întrebările mele, eu îți mulțumesc că mi-ai răspuns la ele. Urcă. Dragilor, aceasta a fost și ediția de data asta, de în care exclusiv așteptăm și data viitoare.